Din toate aceste măsuri de relaxare care uh, urmează să fie luate, care este cea mai periculoasă? De care cea trebuie cel mai mult să ne temem? Cea mai periculoasă este acolo unde oamenii uh, vor fi concentrați în aglomerații mari. Asta ce de înseamnă? Asta înseamnă piețele. piețele și în moment, pe de-o parte, dacă am încercat să privim prin prisma logicii, da, acum avem deja producție agricolă, oamenii au muncit, ar trebui undeva să o realizeze. Deci este iarăși responsabilitatea statului, a guvernului, ca să găsească niște soluții ca oamenii să-și poată vinde producția la care au muncit toată primăvara. Și în momentul, chiar dacă se organizează uh, această, aceste vânzări, eu nu pot să înțeleg care este necesitatea să deschidem totalmente piața și nu doar cea agricolă, de exemplu. De ce ar trebui să se, vin, să se vândă orice care cunoaștem că există în aceste peți, începând de la, m-am mai exprimat, la o travă pentru șoareci. Deci. Ei ar trebui să vină cu o soluție clară. Cu atât mai mult nu trebuie să ne grăbim. Trebuie să găsim altă modalitate de a vinde aceste produse, pentru că aglomerațiile mari de oameni, iar acolo nu este doar o aglomerație de până la 50 de, de, de persoane, ea devine foarte periculoasă. Deci, viteza de răspândire a virusului va fi una foarte mare. Deci, noi ne vom trezi că vom avea și mai multe uh, cazuri. Uh, totodată, vis-a-vis -vis de uh, restaurante. Uh, eu uh, aș recomanda să meargă totuși la început cu spațiile deschise, fiindcă în spațiul deschis nu, nu se transmite atât de rapid. Și tot cu păstrarea cu, distanței. Iarăși cu păstrarea distanței, cu, deci, chelnerii toți ceilalți să utilizeze măști. Dar Și la, la aceste cifre, eu, de exemplu, nu aș recomanda să meargă în aceste... Într-adevăr, este foarte complicat pentru toată lumea care a stat acasă, nu a muncit, nu a câștigat. Pentru agenții economici este pur și simplu de groază. Dar vreau să vă spun că guvernarea a picat orice care examen. Deci noi când am văzut ce se întâmplă, mi s-au adresat mie foarte mulți agenți economici, dar ne-au neavând putere de decizie și ei ne dorind să comunice cu noi ceilalți, construind niște ziduri foarte, foarte înalte. De fapt, eu dacă doream să ies la cineva că se adresau mulți dorind să ajute, să vină cu careva ajutare umanitare. Îmi era foarte greu să comunic cu, cu persoanele de la minister, practic nu răspundeau la telefoane și uh, vreau să spun că foarte mulți au fost deschiși să-și uh, redirecționeze activitățile sale, cei care lucrează în industria textilă și să coase măști Combinezoane, diferite alte echipamente de protecție. Guvernarea nu le-a oferit absolut niciun suport. Deci, unu, foarte multe SRL-uri ar fi avut o activitate, desigur, cu măsurile care se impun, fiindcă nicăieri în lume nu s-au oprit această industrie, deoarece este foarte uh, necesară. Acum. Doi, uh, banii nu ar fi plecat din țară. Trei, aceste. Uh, deci, seriile ora ar fi putut exporta peste hotare. Da, și să... Sunt foarte multe lucruri care nu au fost organizate corect în aceste două luni. TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.